În perioada 20-22 aprilie 2015 la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va avea loc conferința internațională Jurisdicția Constituțională. În cadrul acesteia se vor întruni plenurile curților constituționale din Republica Lituania, Republica Moldova și România. Evenimentul este organizat de Curtea Constituțională a României în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Departamentul Drept și Administrație Publică. Este un eveniment deosebit pentru Suceava, dar și pentru întreg învățământul românesc, învățământul superior românesc, deoarece este prima inițiativă de acest gen, o reuniune a plenurilor curților constituționale din țări diferite și care se va desfășura în cadrul unei universități. În contextul internațional actual, schimbul de experiență, dezbaterile între specialiști și consultarea părților interesate reprezintă o practică necesară și utilă. Din aceste considerente, evenimentul organizat în viitorul apropiat la Suceava vine să răspundă nevoilor controlorilor constituționalității legilor din statele membre ale Uniunii Europene și din cele care aspiră la statutul de candidat. Potrivit unui comunicat de presă remis de USV, rectorul Universității Ștefan cel Mare, Valentin Popa, a exprimat încrederea că instituția pe care o reprezintă va fi o gazdă bună și un partener academic valoros pentru distinși constituționaliști. Studenții și profesorii vor avea ocazia să audieze comunicări legate de cazuri și situații pe care le rezolvă membrii curților constituționale în conformitate cu legea fundamentală a țărilor de origine. Pentru noi este o onoare deosebită și sperăm că toate elementele ce țin de organizare și de buna desfășurare a simpozionului științific Jurisdicția Constituțională vor fi la cel mai înalt nivel. Ne bucură foarte mult că la Suceava se vor afla cei mai importanți supraveghetori sau controlori ai constituționalității legilor din statele membre UE și din Republica Moldova. Augustin Zegran, președintele Curții Constituționale a României, a salutat și el disponibilitatea manifestată de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava de a organiza această reuniune internațională, exprimându-și încrederea că întâlnirea din aprilie va marca începutul unei tradiții de schimburi de experiență pe probleme constituționale care să implice și mediul academic românesc. Reprezentanții Universității Sucevene consideră de asemenea că reuniunea plenurilor curților constituționale din Republica Moldova, Republica Lituania și România va avea efecte pozitive pentru teoria și practica statului de drept și va îmbunătăți procesul de formare și instruire din cadrul USV a viitorilor specialiști din domeniul juridic.